Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Ce gândește acum despre tine, persoana care te interesează? Vom face 3 citiri, așa că avem 3 grupuri. Aici avem grupul 1 cu tarotul opozițiilor, aici avem grupul 2 cu tarotul Lightseers și aici avem tarotul spiritual pentru grupul 3. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă. Folosiți-vă intuiția, este o citire generală, vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează, este o citire fără timp, e relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Începem cu grupul 1. Grupul 1, ce gândește el sau ea acum despre tine? Începem cu acest oracol, Quantum. Cineva care încearcă să dea drumul, cineva care încearcă să se elibereze și nu reușește, cineva care este în conflict, aș spune în primul rând, cu sine însuși. Foarte interesante aceste două imagini, pentru că, iată, există niște legături foarte puternice care nu pot fi rupte. Și mă întreb cum rezonează asta cu voi. Mă întreb de asemenea, apropo de aceste 3 uși, care au fost opțiunile în legătură cu această relație în ultima perioadă sau cine a avut de ales între 2 sau chiar 3 variante? Sau cine se frământă în acest moment vis-a-vis de o alegere? Adică aici pare că vorbim despre o persoană care a încercat să meargă într-o altă direcție sau încearcă cumva să exploreze și alte opțiuni, apropo de aceste uși, și totuși, iată, marea este învolburată. Și trebuie să ținem foarte bine această embarcațiune, trebuie să nu piardă controlul. Aici am putea avea de-a face cu un partener care s-a arătat a fi mai degrabă instabil în relație, sau un partener care a spus că are nevoie de o pauză, sau un partener care a plecat, a revenit. Există acest conflict în interiorul său și în același timp mă întreb ce s-ar întâmpla dacă ar da drumul, de fapt, situației. Ce s-ar întâmpla dacă, într-adevăr, s-ar îndepărta sau și-ar urma opțiunile. Pare că el sau ea percepe un grad ridicat de pericol în legătură cu a se îndepărta de tine, ascultătorule. Simt de asemenea că aici vorbim despre cineva care nici nu reușește să stea în relație și să fie în pace cu a fi în relație, dar nu reușește nici să dea drumul poveștii voastre. E acest du-te vino care creează așa o poveste repetitivă și în același timp mă întreb care sunt influențele asupra situației voastre, adică cine mai e pe acolo prin jurul vostru, fie că sunt prieteni, colegi sau membri ai familiei, cineva care își tot dă cu părerea despre cum ar trebui să fiți voi în relație, despre cine ce ar trebui să aleagă. Există niște terțe persoane care par să intervină acolo unde de fapt nu prea e treaba lor. Sau acest partener merge să ceară opinii în legătură cu chestiuni de ale voastre, intime, relaționale. E ca și cum cineva nu se poate hotărî de unul singur, nu reușește să-și găsească strada fără să apeleze la ceilalți și atunci e ca și cum are nevoie să audă că o anumită versiune, da? E cea corectă, e cea potrivită și pare că în același timp se duce către mai multe persoane cerând acele păreri, dar nu obține o părere unitară. Pare că vecinul îi spune ceva, vărul altceva, colega de birou are altă versiune. Simt că vorbim despre o persoană într-o mare confuzie în momentul ăsta. Poate și o persoană care tinde să viseze cam mult. Cred că aici avem pe cineva idealist sau perfecționist. Tot timpul e ceva în plus de făcut, tot timpul poate să fie mai bine. E cineva care nu se prea mulțumește cu ceea ce are. Este cineva care, de asemenea, încearcă să creeze o anumită aparență. Aici avem o femeie îmbrăcată elegant, care e undeva pe afară încercând să strunească acești câini. E ca și cum este aterizată în acest tablou fără să fi planificat această aterizare. Adică e ca și cum vorbim despre un soi de neadaptare a acestei persoane la situația despre care vorbim. Sau vorbim despre o neadaptare a acestei persoane în propria viață, în general. Poate că e o persoană care nu se prea regăsește cu drumul său profesional. Poate că e o persoană care are planuri de a face mai mulți bani, dar nu iese pentru că e posibil să se împrăștie, să se ducă în prea multe direcții. Poate că este o persoană care se concentrează mai degrabă pe obstacole, pe probleme și nu mai reușește să vadă oportunitățile. Poate că este o persoană care poartă des ochelarii pesimismului. Poate că este o persoană care s-a obișnuit să-i fie greu, apropo de stâncile astea, apropo de, spuneam, marea asta care este turbulentă. Pare că persoana asta, de fapt, se simte acasă atunci când există probleme în jurul său, atunci când există conflicte în jurul său, atunci când există suferință în viața sa. Și știu că poate părea paradoxal, sunt din nou curioasă cum rezonează cu voi, însă există situații în care ne trezim aparent în tot felul de contexte problematice, dar care seamănă foarte mult cu ceva ce s-a întâmplat în trecutul nostru și atunci le alegem fără să ne dăm seama pentru că ne par cunoscute, da? Și pentru că acel cunoscut ne oferă un anumit grad de confort în ciuda provocării cu care vine situația. Deci e ca și cum persoana asta nu doar că alege problemele, dar le și creează pentru că are niște modalități de a rezolva problemele. De ca și cum trebuie să-și demonstreze că reușește să rezolve chestii din ce în ce mai serioase sau din ce în ce mai grave. De ca și cum chestia asta iar aduce un soi de valoare personală crescută în ochii proprii, atenție! Deci am putea vorbi despre o persoană care efectiv intră în situații complicate, le cheamă sau le provoacă într-un fel sau altul, după care trebuie să-și arate că poate să le rezolve. Și poate că de aici, iată, toată această idee de legături foarte puternice, femeia asta ar putea să dea drumul până la urmă acestor chingi și totuși nu dă drumul. Așa cum persoana asta pare să nu dea drumul problemelor. Pare o situație greu de înțeles din afară sau cumva greu de înțeles de o persoană care nu s-a confruntat cu așa ceva, de cineva care nu are parte de un astfel de istoric sau, evident, de o astfel de predispoziție în baza unui istoric anume. Este o persoană cumva controversat, am impresia că oamenii îl percep sau o percep ca pe un personaj controversat, imprevizibil, cineva diferit. Cred că lucrul ăsta totuși îi aduce satisfacția acestei persoane. Cred că are această dorință de a fi văzut sau văzută ca fiind altfel, ca remarcându-se cumva din mulțime. Deci e clar că există și niște beneficii aici și întorcându-ne cumva la începutul citirii, pare că această persoană a tot avut un soi de du-te vino cu tine, ascultătorule. Fie că vorbim despre o persoană pe care abia ai cunoscut-o și câteodată vorbeați și apoi se întâmpla să nu vorbiți o săptămână întreagă și apoi persoana revenea. Fie că vorbim despre o persoană cu care ai avut o relație care dura de mai multă vreme. Cineva care părea angajat în relație, prezent în relație, după care devenea așa un soi de străin. Sau persoană cu care poate n-ai avut o relație prea solidă sau o relație oficială, dar care tot timpul ți-a transmis niște mesaje mixte. Bun, haideți să vedem din tarot. Am putea avea aici niște persoane care sunt născute joi, sâmbătă sau marți. Am putea avea persoane născute de asemenea în luna august, în luna octombrie, în aprilie, ianuarie sau iulie. Haideți să vedem ce indicii apar și din tarot. Un cavaler de cupe care poate să fie o invitație sau o mărturisire și această împărăteasă răsturnată. Cine simte că i-a fost pârjolit teritoriul? Cine simte că a rămas fără resurse? Cine simte că primește doar vești rele și că ar putea să nu se mai îndrepte, să nu se mai ridice de la pământ? Am putea avea aici o persoană din balanță sau din taur. Am putea avea aici o interacțiune dintre un semn de pământ și un alt semn de pământ sau o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ. Am rămas pe gânduri uitându-mă la această împărăteasă care totuși, iată, pare să treacă printr-un soi de problemă identitară. O împărăteasă cu o oglindă în mână, dar care nu privește în oglindă, ci privește în jos. Adică ceva de genul, nici nu mă pot uita la mine în situația asta. Și de ce nu mă pot uita la mine în situația asta? Pentru că mă simt vinovată sau rușinată, pentru că am pierdut ceva sau am dat foc bunurilor din jurul meu, am dat foc relației. Am ars orice legătură, am pus bombe pe podurile dintre noi. Iarăși mă întreb cum rezonează. Cineva se simte flămând și sărăcit și abandonat și lăsat într-un spațiu rece și al nimănui. Cam asta este ceea ce mi-apare aici ca imagine. Apropo de această împărăteasă răsturnată, culmea, în ciuda acestui cavaler de cupe care pare să vină promițător. Aș zice că e posibil să afli de la această persoană în perioada următoare că a pățit ceva, a avut niște pierderi, a făcut niște alegeri care nu i-au servit și că totuși vrea să-ți explice niște lucruri sau vrea să-ți declare niște lucruri sau poate că vrea să-ți ceară scuze în legătură cu ceva ce a făcut. Adică pare că persoana asta vine la tine înfrântă, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2. Ce gândește acum despre tine persoana care te interesează, ascultătorule? Haideți să începem cu acest oracol, Quantum. Și haideți să vedem ce indicii avem la începutul citirii. O transformare, ceva creativ, optimism. Aici avem o persoană care, după ce a parcurs o stradă destul de lungă, vine cu forțe noi către tine, ascultătorule. Interesant că avem o persoană care s-a întors cumva către niște perspective mai luminoase. Este cineva care a ieșit dintr-o situație încurcată, cineva care are acum spațiu mental și emoțional ca să facă ceva nou cu tine, să adauge ceva în relație, să facă niște lucruri care să ajute relația să se dezvolte, iată, da? Apropo de acest privit către orizont, iar privirea către orizont este încărcată, plină de lumină. Iar asta înseamnă că aici avem o persoană care planifică ceva în legătură cu tine, ascultătorule. Și mai avem de asemenea ceva ce urmează să fie pictat, ceva ce urmează să fie creat. Orice se poate întâmpla, orice poate fi așternut în acest spațiu, da? E ca și cum cineva a pregătit cuibul ca să vă așezați în el și se îngrijește și de partea asta de acompaniere, da? Să pună ceva muzică pe fundal, să te facă să intri într-o stare de relaxare, să creezi acel ambient foarte plăcut și intim. Pare cineva care în momentul ăsta lucrează la un plan. În anumite cazuri am putea vorbi despre o persoană care poate că se uită pe net ca să vadă niște destinații pentru un weekend sau pentru o vacanță, cineva care caută un hotel, da? Cineva care caută, eu știu, niște restaurante, niște locuri de vizitat. Pare că persoana asta te are în minte, ascultătorule, uitându-se pe ceva și de ca și cum ar vrea să vină către tine cu planul său, însă vrea să te surprindă. Și știe că ceea ce pune la cale ar putea să te facă să te bucuri foarte mult, să te lase cumva fără cuvinte. Există această dorință a acestei persoane în ideea de a transforma ceva. Și mă întreb care să fie transformarea sau ce anume se cere transformat, ce intenționează această persoană să facă altfel, ce anume vrea să schimbe această persoană. Și te rog, ca de obicei, să-mi scrii mai jos în comentarii dacă intuiești despre ce este vorba. Haideți să mai vedem în continuare niște indicii. O, da! Avem aici, în anumite cazuri, atenție, nu în toate cazurile, avem o persoană care regretă că te-a decepționat, ascultătorule. Și atunci vrea să schimbe ceea ce a fost. Ar vrea să ajusteze, ar vrea să repare. Este cineva care știe că în raportul vostru e nevoie de o reparație. Fie că vorbim despre un conflict pe care l-ați avut recent, fie că vorbim despre un anumit răspuns pe care tu l-așteptai și persoana asta a cam întârziat cu răspunsul, fie că vorbim despre ceva mai mare, mai serios. Pare că ceva a scuturat un pic relația dintre voi doi în săptămânile trecute sau, eu știu, în ultima lună și atunci, în fața unei posibile pierderi, persoana asta învață ceva. Și de aici, aceste planuri de expansiune, de creștere, de momente plăcute, de calitate petrecute împreună, o surpriză, da? Ceva de genul, vreau să îți arăt că îmi pasă, vreau să știi că pentru mine ești important sau importantă și că pun la cale ceva tocmai pentru că știu că ție îți va face plăcere și pentru că avem această ocazie să petrecem timp în doi și să renunțăm la niște lucruri care nu ne mai folosesc, da? Poate să clarificăm niște aspecte, să înțelegem ce avem de lăsat în spate, să vedem ce avem de prioritizat. În alte cazuri simt că e cineva care zice, hai să ștergem totul cu buretele și să o luăm de la zero, da? Hai să uităm tot ce a fost și să încercăm să ne dăm o altă șansă. Hai să încercăm să transformăm, să ne schimbăm, să facem ceva, pentru că amândoi ne dorim raportul ăsta. Și în același timp aș mai observa că și aici, ca și la citirea de la grupul 1, am putea avea o situație care este cumva influențată și de către terți. Oricine ar fi acești terți, că sunt persoane apropiate din familie, că sunt prieteni, că sunt colegi, că sunt cunoștințe, există niște lucruri acolo care sunt discutate. Există niște persoane foarte curioase și în același timp care nu prea au ce face și atunci trebuie să se uite către relația voastră și să-și aducă și el acolo o părticică în evoluția lucrurilor și totuși simt că persoana asta despre care vorbim are puterea să se detașeze de ceea ce nu îi aparține. Da? Că vorbim despre o anumită viziune, despre o anumită părere, despre o anumită concluzie, da? Despre o anumită credință în legătură cu ceva, impresia mea este că persoana asta a învățat să facă diferența între ceea ce este bun și folositor în relația voastră versus ceea ce ar putea să dăuneze relației. Și mi se pare că persoana asta a început să vadă de asemenea că există o anumită intenție rea a unor terți. Și atunci nu mai ia toate lucrurile așa cum vin, nu mai deschide gurița larg ca să înghită orice din jurul său, stă să cântărească. Se gândește de fapt ce urmărește persoana aia care vorbește despre tine, despre voi doi, despre relația voastră și poate alege inclusiv să întoarcă spatele acelor persoane. Pentru că, spuneam, persoana asta în fața posibilității de a te pierde, ascultătorule, se apucă să facă schimbări pentru că nu suportă ideea. Deci aici vorbim despre cineva care nu vrea sub nicio formă ca tu să te înstrăinezi, ca tu să te răcești, ca tu să te îndepărtezi, ca tu să pleci, ca tu să alegi pe altcineva. Asta e un coșmar pentru această persoană. Deci ideea că tu alegi și ai putea alege pe altcineva arată absolut îngrozitor. Nici măcar nu este o opțiune la care se poate gândi prea mult. Da? E ca și cum îl apucă disperarea sau o apucă disperarea, efectiv, gândindu-se la ideea de a te pierde. Și spuneam că această energie a învățării este prezentă aici, în această citire. Da? Cineva care reușește să ia ceva valoros din ceva ce nu a funcționat între voi doi. Capacitatea de a repara lucruri în relație este o dovadă de maturitate emoțională, e o dovadă de implicare în relație și pare că este exact ceea ce vrea să îți arate această persoană, ascultătorule. Aici avem persoane care ar putea fi născute în luna martie, în luna august, în luna mai, de asemenea luna ianuarie sau luna noiembrie. Am putea avea persoane care sunt născute vineri sau miercuri sau luni. Și haideți să vedem și din tarot ce fel de indicii obținem. O persoană care știe ce faci tu, ascultătorule, pentru că este pe urmele tale. Avem aici o interacțiune între un semn de aer și un semn de foc sau o interacțiune între un semn de aer și un semn de pământ. Așadar, vorbim aici despre ceva ce s-ar putea concretiza. Este potențialul unei concretizări. Nu mă mir că a apărut și acest rege de cupe, da? Care este personajul ăla grijuliu, protector, înțelept, empatic. Persoana asta a învățat ceva despre relația voastră. E ceva valoros. Nu vrea să mai repete greșelile pe care le-a făcut și în același timp știe foarte clar că deși a fost cam dificil drumul din ultima perioadă, vrea să meargă înainte. Vrea să afle mai mult despre tine, vrea să te cunoască și mai mult, vrea să petreacă timp mai mult cu tine. Nu vorbim despre o persoană care nu reușește să vadă problemele, ci despre cineva care parcă a fost scuturat. Și din acea scuturare, în momentul ăsta știe foarte clar ce vrea de la tine, ascultătorule. Iată. Arcana 13 are legătură cu această carte a transformării. Treiul ăsta de săbii, care are legătură cu știu că te-am dezamăgit, știu că te-am supărat, știu că s-a întâmplat ceva care te-a dus într-o stare pe care acum vreau să o înlătur. Este în momentul ăsta o dorință mare a acestei persoane de a da la o parte ceva ce a fost strâmb. Este o dorință mare a acestei persoane de a continua cu tine în ciuda oricăror eforturi, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Tarotul spiritual și grupul 3, începem explorarea noastră cu acest oracol Quantum. Ce gândești acum despre tine, persoana care te interesează? Oh! Citirea asta se deschide cu gândurile cuiva la momentele de bucurie, la momentele de afecțiune dintre voi doi, la momentele în care persoana asta nu a reușit să facă față situației, atunci când apăreau probleme, iată, n-ar fi acționat sau n-a acționat. Cineva care a lăsat problemele să se reverse în casa voastră. Seamănă deja citirea asta cu ceea ce am avut la grupul 2, așa cum se întâmplă des. Avem citiri care au elemente comune. Așadar, Aici vorbim despre o persoană care își aduce aminte de momentele frumoase cu tine, ascultătorule. Aici mai avem o persoană care își aduce aminte de ceva ce s-a întâmplat între voi doi într-o duminică. Mai avem de asemenea acest indiciu că are în minte o vacanță pe care ați făcut-o undeva la mare sau chiar undeva pe o insulă. Ce-ar mai fi în mintea acestei persoane? Imaginea ta îmbrăcat sau îmbrăcată în alb, în roșu sau în alb cu roșu. Îmi apar niște detalii surprinzătoare la citirea voastră. Cineva care a făcut promisiuni pe termen lung. Cineva care a avut o viziune de ansamblu asupra poveștii voastre. Persoana asta pare să nu fie oricine, așa. E o persoană importantă care a fost foarte mult investită, mai ales din punct de vedere emoțional, de către tine, ascultătorule. Și aici mai vorbim de asemenea în anumite cazuri despre persoane care sunt la distanță, relații care sunt trăite la distanță. Și toată această mulțime de amintiri vine și se așează cumva în mintea acestei persoane. Și această persoană simte nostalgie. Simte dor, simte că vrea să retrăiască ceea ce s-a întâmplat între voi la un moment dat. Pentru unii dintre voi, să plecați cu persoana asta pe insulă poate să fi fost doar un plan. Poate să fi fost parte din discuțiile voastre inițiale în relație. Unii dintre voi poate că n-au ajuns pe insulă împreună cu această persoană, dar simt că persoana asta, dacă nu are o astfel de amintire cu tine, are o discuție sau o fantezie pe care a avut-o în legătură cu tine, care acum este din nou prezentă în mintea sa. Și spuneam că e cineva inundat de aceste imagini, dar care știe că s-a comportat ca o victimă. Adică cineva care nu a acționat atunci când ar fi fost cazul. Cineva care nu a luat măsuri de urgență atunci când situația o cerea. Cineva care, deși nu era legat cu această frânghie de pat, s-a comportat de ca și cum ar fi fost legat. Cineva care își reproșează fricile și, atenție, lașitatea. Persoana asta consideră că s-a comportat ca un laș vis-a-vis de tine, ascultătorule. Și parcă ar avea nevoie de îndurare din partea ta. Parcă și-ar dori să reușești tu să vindeci niște aspecte în interiorul tău și să îl vezi pe el sau să o vezi pe ea într-o altă lumină. Da? Apropo de această lumină vindecătoare, vorbim aici despre cineva care a pierdut niște șanse, a lăsat timpul să se scurgă prea mult până să facă ceva. Clepsidra asta stă pe niște cărți vechi. Oare ce să însemne lucrul ăsta? Cărțile astea vechi s-ar putea referi la niște idei fixe de care această persoană s-a agățat. Cărțile sunt vechi și sunt pe podea. Nu sunt la locul lor în bibliotecă, nu sunt nici deschise undeva, pe vreun birou, pe masă, da? Asta înseamnă că persoana asta s-a ghidat după niște idei, credințe vechi, învechite, care nu-i mai foloseau și care au făcut rău relației voastre. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Ar putea să fie orice aici. Vă dau un exemplu. O idee veche de genul femeile trebuie întotdeauna să facă de mâncare la 6 dimineața. Și persoana asta a considerat că o astfel de idee este un adevăr. De ce? Pentru că a auzit-o, de exemplu, de la bunica și bunica iubea să facă de mâncare la 6 dimineața și atunci i-a spus-o băiețelului de atunci și băiețelul a rămas cu acest adevăr absolut, în ghilimele, da? În minte. Și putea să-și ceară ție ca în fiecare dimineață se trezești la 6 să faci de mâncare. De ce? Pentru că așa stau lucrurile. O anumită părere despre relația voastră. Atenție, aici poate să fie orice. Așadar, pare că persoana asta a preluat efectiv niște idei. De unde le-o fi preluat? Că le-a citit, că le-a auzit, că le-a văzut trăite de alții în familia de origine. A rămas cu acele idei și a încercat să îngrădească relația voastră, a pus un gard foarte, foarte înalt în jurul relației voastre și nu mai lăsa practic să mai intre acolo, nu mai lăsa pe nimeni să mai intre acolo, să vă mai viziteze. Poate a încercat, ascultătorule, să te îndepărteze de ispite și să te țină cât mai aproape de el, de ea. Poate a încercat să te îndoctrineze cu ceea ce credea. Poate a încercat să te facă să nu ieși prea mult din casă într-un fel, adică să trăiți așa inundarea asta în doi, ceva de genul, dacă eu mă tem foarte mult să trăiesc, atunci, pentru că te iubesc, teme-te și tu să trăiești împreună cu mine și hai să ne lăsăm înnecați de această curgere. Iar asta mă duce cu gândul la niște scenarii inconștiente, da? La niște complexe inconștiente, la niște aspecte din trecutul acestei persoane care, da, au atârnat foarte greu asupra felului în care s-a comportat, s-a manifestat în relație. Este o persoană care, da, are nevoie de vindecare. Da, vrea să lase în spate această mentalitate a victimei. Da, vrea o nouă șansă. E ca și cum persoana asta se roagă, da? Caută ajutor de sus, caută o altă dimensiune unde să-și rezolve problema. Da? E ca și cum ar spune, eu nu pot să rezolv problema asta. E mare problema asta. Dar ți-o las ție în mâini, Doamne. Vezi tu ce faci cu ea. Asta ar fi o opțiune foarte sănătoasă pentru această persoană dacă ar reuși cu adevărat să facă acești pași pe care văd că și-i dorește, pentru că și-ar face bine în primul rând sieși. Făcându-și bine lui sau ei, va reuși să facă altceva și în relația cu tine, ascultătorule. Pentru că dorința există, pentru că spuneam amintirile, nostalgia, dorul sau fantezia în legătură cu tine există. Dar e ca și cum în momentul ăsta persoana asta nu se vede la înălțimea ta, nu e de nasul tău, da? Sau se simte exclus, exclusă pe bună dreptate, ceva de genul ăsta. Cum rezonează cu voi până acum? Am putea avea aici o persoană care este născută sâmbătă sau luni, sau miercuri, sau duminică. Am putea avea de asemenea pe cineva care e născut în luna iulie sau în luna septembrie, în luna mai sau în luna octombrie. Haideți să vedem mai departe. Bun, interesant că și drumul ăsta duce către mare. Persoana asta chiar are niște imagini vii cu tine în minte, ascultătorule, lângă mare, pe malul mării, pe plajă, undeva. Din tarotul spiritual, haideți să completăm citirea. Vedem dacă ne mai apar și pe aici niște drumuri care duc către mare. Cavalerul de cupe. cavaler de cupe în mijlocul mării, călare pe, călare pe delfin. Bun, deci cineva este inundat de emoțiile sale, cineva nu face față sentimentelor sale în momentul ăsta, așa că se scufundă, cineva dă pe din afară și trebuie să spună niște lucruri. E posibil să afli lucruri de la persoana asta în zilele următoare sau poate, eu știu, în următoarele săptămâni. 9 de cupe, o idealizare extremă, adică tu în momentul ăsta ești tot pentru această persoană și până și acest 9 de cupe pare să fie tot pe fundul mării, acum am observat. Dar îmi vine în cap și mica sirenă în momentul ăsta, adică cineva care a avut o imagine idealizată în cap despre relație, despre sacrificiu, poate că ți-a cerut niște sacrificii extreme această persoană, ascultătorule. Poate că s-a așteptat să fie prințul și tu să fii mica sirenă. Poate că a cerut de la tine dovezi de iubire în continuu, chiar și când n-a fost cazul. Poate că a avut atât de puțină încredere în sine încât a sabotat relația la orice pas. Însă în momentul ăsta simțirea este din plin, dorința de revenire e aici prezentă. Mă întreb unde e și vrăjitoarea de pe fundul mării, pentru că pare că ceva din interiorul acestei persoane a acționat ca o vrăjitoare, da? Așa, ca un soi de forță rea, care a împins persoana asta nu către binele propriu și nu către binele relațional, dar este o persoană care are această fantezie puternică și această dorință puternică, da? Pentru că suntem aici, în zona cupelor, să facă ceva, să-ți arate ceva, să te impresioneze cu ceva, să îți dăruiască ceva. Aici avem o interacțiune între două semne de apă, am putea avea o interacțiune între un semn de foc și un semn de aer sau o interacțiune între două semne de foc sau între două semne de aer, având în vedere fantezia asta foarte puternică și mintea asta foarte activă. Bun, haideți să vedem. 7 de săbii. Da, cineva care conștientizează că nu a făcut niște lucruri bune și sănătoase în relație. Cineva care s-a comportat egoist în relație. Însă partea interesantă este că realizează ce s-a întâmplat. Își dă seama de ceea ce s-a întâmplat și dorința, iată, tot din această arie a cupelor, este să facă ceva, să vină, să-ți spună ceva, să te invite, să-ți propună ceva. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează. Dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.